Deținuți susțin că au fost supuși unor torturi demne de evul mediu. Practicile gardienilor, care se considerau stăpânei închisorii, s-au întins pe mai mulți ani de zile fără ca cineva să intervină. Una dintre victime le-a făcut mărturisiri șocante anchetatorilor. În cursul lunii august 2015 a fost agresată fizic de un angajat al penitenciarului Spital Rahova București, care după ce a imobilizat-o și agresat-o, a urinat pe ea și i-a introdus o cârpă în gură, turnându-i apă peste ea cu scopul de a o uneca. De asemenea, persoana vătămată a precizat că făptuitorul i-a scos o măsea și i-a spart alta, amenințând-o totodată cu moartea. Și dezvăluirile din penitenciarul Spital Rahova nu se opresc aici. Un alt deținut povestește cum a fost jucat în picioare de gardieni. În data de 27.06.2016, fiind deținut în penitenciarul Spital Rahova București, secția dezintoxicare, a fost agresată fizic fără niciun motiv de un supraveghetor pe care îl cunoaște sub numele de Ciprian, acesta lovindu-l cu un ciocan de cauciuc la nivelul brațului drept, la nivelul coastelor și apoi cu pumnii și cu picioarele pe tot corpul. Umilințele erau la ordinea zilei în închisoare, iar dacă vreun deținut avea curajul să protesteze sau să-și ceară drepturile, primea corecții fizice, surori cu moartea. Iată ce își amintește una dintre victimele gardienilor. În data de 20 decembrie 2014, în jurul orei 15, a fost agresată fizic și verbal de mai mulți agenți supraveghetori ai penitenciarului Spital Rahova București, pe motiv că le-a solicitat să fie scos la programul de aer. Fiind audiat la data de 14.10.2016, persoana vătămată a adăugat că un agent supraveghetor a intrat în camera în care era deținut și, de față cu alți deținuți cazați în acea cameră, l-a lovit cu pumnii la nivelul feței și trunchiului, moment în care au mai intrat alți agenți în cameră care l-au lovit cu pumnii și picioarele. După acest moment, persoana vătămată declară că a fost scoasă din cameră și condusă în alt salon, unde agenții au continuat să-l lovească timp de 30 de minute. Subofițerii ar fi agresat în ultimii ani 4 deținuți și ar fi încercat să mușamalizeze cazurile. De acuzații nu a scăpat nici directorul instituției și un medic al unității de detenție este cercetat sub control judiciar pentru abuz în serviciu și favorizarea făptuitorului. Aceștia sunt acuzați de supunere la rele tratamente, lovire și alte violențe, influențarea declarațiilor fals intelectual și favorizarea făptuitorului. Dosarul a fost deschis în 2015 ca urmare a unui denunț. Continuăm și cu alte știri. Demisie după scandalul de la auto.